Hello, astăzi o să ne jucăm un joc cu doi frați, se numește ceva de genul Brothers: A Tale of Two, am impresia. Am avut la un moment dat și pe PlayStation pe asta. Și chiar mi-a plăcut că te jucai cu amândoi în același timp și era super interesant. Dar era demo și l-am apucat să-l văd pe tot, așa cum mi l-am cumpărat acum de recent. Auziți ce frumos vorbesc, nu? L-am cumpărat acum de recent. Ia. Deci ăsta micu aici jelește lângă cineva care are un mormânt așezat lângă o prăpastie. De obicei când un mormânt este lângă o prăpastie, înseamnă că persoana respectivă a căzut în prăpastie și s-a făcut crucea acolo. Ce frază are din Dragon Ball? Bă, ce nasol. Bă, ce nasol. Mama lui, bă. Săracul. Asta te marchează pe viață. Deci n-a crezut că sunt în prăpastie, s-a necat, de-aia era lângă apă. Dar ce limbă dubioasă. Ata, Nai! Ata! Stați să vedeți ce încep eu să mă chinui. Să-i controlez pe amândoi deodată. O să fie destul de greu. Deci trebuie să-l duc până la căsuța aia, probabil, așa pare mi se mie. Tace în hold. Hai băieți mei, cărați la el. Nu-l bruscați că e bolnav. Dar virează tu. Nu, unde te duci? Apucă. Apucă aia. Hai. Așa băieți mei. Ușor. Apucă. Apucă. A, deci ăsta din față virează, ăla din spate împinge, ăsta din față trage. Am înțeles. Hai frumoșilor. Cărați-l. E frumos făcut. Nu prea îmi place mie pentru că se vede din elicopter. Asta e o chestie la mine când mă joc un joc. Haide. Da, când mă joc un joc, îmi place să văd fie din pielea personajului, deci first, unde te duci? First person. Fie să văd un third person, dar nu de asta așa de sus, din avion. Ci un third person mai de aproape de caracter, ca să simt că-s eu ăla. Bă, dar nu știu să virez. Ai, frate, serios? Deci unul, când ăsta din față dă stânga, ăla din față trebuie să dea dreapta ca să vireze corespunzător. Mă, zici că merg cu tank, frate. Dacă abia a început jocul și deja am greutăți de-astea, este clar. Hai că merge, merge până acum. Pap, și aici ce dracu fac, că-i podul stricat. A, cred că ăsta se mișcă cumva. Hop. Tu ăsta micu, du-te acolo. Trage de manetică. Du-te tu ăsta mare, că ăsta micul e vai de steaua lui. Dă-te de aici, piticule. Ia uite, așa se face. Aveau poduri de-astea, șmechere băiețe. Băiețea.
Hai mă, ăsta mare, du-te tu în față, lasă-l pe ăsta micu să împingă, să vedem dacă poate să împingă. Uite că poate și să împingă. Haideți. Haideți. Dreapta, tu stânga, hai. Ca la tancuri. Așa. Hai, fata mea. Și acum? De unde n-ai valoare ridică? Deci. Nu. Nu cred. Nu. Am comis-o. Hai înapoi. Ar trebui să existe tot ca o manețică sau ceva de genul ăsta ca să poți să-i urc pe frumoși ăștia. Aha. Tot scară sus. Auzi, ăsta micu, ia vină și tu. Ajută-l pe fractu aici. Nu. Hai. Și tu. Așa și tu, ăsta micu, te urci în cărcalul ăsta mare. Așa. Good job. Și tu acum că te-ai urcat. Du-te. A, trebuie să-l ajute și pe ăsta mare să urce. Păi dă scara jos. Dă-mă scara jos! Sau ia-l... A, trebuie să-l ia pe fraxul de mână. What the hell? Haide, fă ceva. Fiți atenți că nu știu ce să mai fac. Oare cu căruțul trebuie să vin aici? Dar nu cred. Deci ăsta micul s-a urcat aici sus. Ia-l pe fractul de mână sau ceva, fratele meu. Fiți atenți că m-am blocat. Dar așa de greu era jocul ăsta și când l-am jucat ultima oară, că nu mai știu. Da, parcă așa de greu era. Păi mișcă-te în pizda, mă, tii, de aici. Poți să cardă ăsta singur? Hai că poți. Vino cu el încoace. Vino că poate e nevoie de el. Dar nu cred, hai du-l la loc. Eu de aici nu mai trec. Eu nu sunt făcut pentru jocuri de-astea inteligente. Scrie acolo MOV. Așa mă, rămăsese blocat, frate, aia. Mizerie de joc. Că nu-mi place când pățesc așa. Hai, urc acolo. Bă, dar m-am enervat la faza asta. Turn to crank. E capul meu. E cam greu jocul ăsta. Ai, du-te în morții, măti, mă cam enervează. Hai. Mă insultați, mă. Nu, dar vin înapoi ăsta micu, că nu ați urcat-o de tot. Unde dracu te duci? Hai, handicapatul aici. Eu vorbesc cu el cum vorbește un frate mai mare acum, că așa e, se simte jocul autentic. Hai, până sus, hai că trebuie să stea. Dacă nu mai pleacă handicapatul ăla mic, hai, fut! Am gata.
Păi vezi, plecai tu ca prostul, vino încoace. Hai și tu. Împingeți-l. Duceți-l la casa lui. Așa. Uite la mama lui aici. Ce mamă frumoasă are. Sau bunic. Ia, ia. Ai zis curva? Hai să vedem ce se întâmplă. Dar ce a pățit să l-au mușcat câinii? Sabe. A dat ea? Ia uite ce este. Fida Oade. Fida Oade a dat. Hmm? Cine-i Fida Oade? Și de ce a dat în el? Davi, Taleb, Omaro, Colosabe, Kite, Ontolan. Bă, subtitrare ceva și nouă. Naya, Taliro. Aki hoi, yada, tia. A, Mari. Am înțeles, le arăți o hartă și... Mai. Și l-o dai, desigur. Da, ia, Shumabi Aba. Shumabi Aba, hai. Să te vedem. Stai. Ia! A ta! Baba, Nagia da. Mai vorbești chiar un pic, hai să plecăm. Nu? Oale amala. Oale, oale. Păi hai că avem harta acum să purcedem. Pășai flăcăi. What about now? Mă, feciori, cred că în partea asta, că din partea cealaltă ați venit și nu era mai nimic. Dați un colo de hartă. Cine are nevoie de hartă când are instincte de tigri și de șoimi? Iată pe ăsta cu băta. Păi băgați ei. A. Oda, when hadi? Na, na. Asta vrea bani. Umba! Dați-i mardeală. Exact. Dă-i tu, Dragon Ball Z, Naruto, battle. Deci nu ne lasă handicapatul pe acolo, mergem pe aici. Handicapatul. Dar ce facem noi? Mafi, Isada. Ia da. Na, Mafi, badi na. Tabi, ana, bisayen, nai, mata, ha? Falila? Ah. Asta mică nu știe să noate sau ce? Touch and hold gesting to enter, little brother. Touch and hold. Ah, ok. Da, asta mică nu știe să noate, e mai... No! Prinde-te de frac tu, că mori! Prinde-te de fratele tău! E destul de... complicat așa că trebuie să interacționeze ăștia doi între ei, să se ajute tot timpul, e destul de greu. Și pe locuri, dacă îți face figuri, mi-a făcut mie când eram, urcasem pe frânghie și el amicul nu mai pleca de acolo, dă-mi venea să-l sparg. E destul de enervant. După ce că-i jocul greu să-ți mai facă și faze... Așa. Hai, urcați-vă acolo. Ai handicapatul ăla, care nu ne-a lăsat. Așa nu ne lasă, e poarta închisă. Asta e un handicapat care nu ne lasă să intrăm acolo. Îi băgați ai. Urcăm pe aici, ce să facem? Dacă handicapatul nu ne lasă. Bă, ce bine să cați răbojeții. Hai, ăsta micu, te duci. Vino aici, grijania. După fratele tău mai mare, mama, mă enervează. Controllerul ăsta nu mă ascultă foarte bine. Hai. Așa. Fugi.
O, face parkour, băieții. Ai și tu, Grijania. Așa, fetele mele. A speriat păsăricile, dar e ok. Hai și tu, asta mare. Asta mare, hai. Așa, l-ați făcut pe fraierul care nu voia să vă lase. Swipe to rotate camera. Ok. Hai, mă. Păi swipe în morții, mătii, că swipe-uiesc. A. Așa. Super. Oare asta trebuie să facem? Stăm pe bancă? Nu prea cred. Nu știu de ce nu prea cred. Hai, jos! Jos cu voi! Bă, dar pe unde trebuie să mergem acum? Swipe to rotate camera. Ceva pe aici? Dar dă-o dracu de bancă, saltă-te de acolo. Nu înțeleg. Trebuie să fie o chestie cu rotate camera asta. Mă, eu cred că totuși pe aici trebuie să mergem. Hmm? Nu. Păi și încotro. A, pe acolo, cred. Hmm? Pe aici? Stai, pe... Ăla micu a căzut. Nu-l aștepți. Dar tare mie că mă întorc de unde am venit, da? În fine. Bă, bă, nu. Pare ok. Pe aici. E greuț jocul ăsta. Până te înveți cu controlele. După aia presupun că te obișnuiești. Ce? Mergem pe scândură ca pirații. Yeah! Hai pe rând. Po. Po. Hai și tu, stămicu. Așa, băiatul meu. Du-te după fratele tău. Yes. Bă, eu zic să luați un băț, să-i dați cu el în cap, frate. Hai și tu, stamicu, și împingeți, nu? Împingeți amândoi. Da, nu merge. Bine. Asta mare nu încape. Dă drumul la câini și pune-i pe handicapat. Așa. Puneți câinii pe el. Bestiile acestea sălbatice de animale. Înspăimântătoare. Și acum că nu mai ține prost partea. Dar nu, asta e direcția. Pe aici fugi și prost. Mergem după el. N-avem încotro. Așa, fraiere? Te-am făcut, fraiere! Mâncam ei cariciu. Dejegos. Nu, ce se joacă, frate, tot cu pisică?
Dar noi unde mergem? Că nu înțeleg. Hei, Eno. Coboară podul și tu, să trecem și noi. Nu vreau. Nu poate. Poate că nu pe aici trebuie să mergem. Poate că pe aici trebuie să mergem. Sau nu? Și totuși, aici am venit. Parcă da, pe aici am venit. Deci, până la urmă, cred că trebuie să coborăm podul ăsta acum. Nu că interacționam doi că... Nu, nu merge. Hai să-i ducem un pește la fraier. Uite, era unul care pescuia, parcă. Dacă îi dăm cu un pește pe la bot și miroase frumos, s-o trezi, cred că este o idee foarte bună. Continuăm. Nu. Unchiule, dă-ne și nouă un pește. Sau cățel. Unchiule, dă-mi un pește. Trăiască familia ta. Da, nu. Nu e o idee bună. Haideți înapoi, băieții mei. Înapoi, flăcăii mei. Hai, flăcăneață, vină încoace. Bă, dar ce trebuie să facem, că nu înțeleg. A, nu, că am mai fost aici. Hai, du-te. Ia. Pe acolo, știu. Și acum? Și acum? Ce facem cu handicapatul ăsta? Ona ta, Nai! A, trebuie să vină și ăsta micul lângă el, cred. Ăsta micul, haide. Așa e el mai prost. Ata! Da, știu. Da! Ei, un, Eno. Așa, fratele meu. Așa se face. Ăsta mic, oare tupeu în el? Coboară, unchiule, poarta. Mulțumim. Dar ce frumos este pe aici. Cum mergem noi așa liberi, ca niște tineri puternici și amărui. Ca noi, mă. Păi, hai să bem apă. Aaaa, împuțitule. Ai spurcat fântâna la oameni. Uite, gagici, de mărimea ta. Agață-o, fraiere. Ne jucăm cu minge acum, cică. A ta! Ne jucăm de aprinse. Hai să plecăm. Mergem. Ce repede alergă ăsta micu. Hai ăsta mare, lasă țigările, fugi mai repede.
Uite ăsta micu, dacă nu fumează, ce plămâni buni are. Aleargă de n-are treabă, bine. Până se oprește el din alergat. Că așa-i vine lui. Hai, scuipă și în fântâna asta, scârbosul. Spurcă-le cu toate, cu mucea așa, foarte bine, foarte, foarte bine educat băiatul acesta. Se spune că în țara aceasta de unde vin ei, este semn bun dacă îl scuipi în fântână, alungă spiritele rele că se sperie de muci spiritele astea. Hai, veți. Deschideți poarta raiului. Mergem. Și mergem. Și iar mergem. Asta ce faci? Bei, dă-ne și nouă alcool să trăiești. Oh. Hai că te scui pe ăsta, micu, vezi, îți dă niște noroc pe față. Ia dă-i ăsta, micu. Arată-i tu. Așa. Oh, da. Lasă că te înveți când te faci mai mare. Mergem. Hai, lăsați-l pe Betiv. Lăsați-l pe Sergiu să doarmă. Fluturaș. Poarta raiului. Ce la frate? Queenily. Poți sări acolo? Ai, ok. Unde este micu? Nu bag mâna în foc, ai timp. Cam prost câinile ăsta. Mă, dar dacă ne prinde, oare? De ce-o face? Cred că l-a prins pe ăsta, micu! Nu l-a prins. Dar nu mai avea mult. Ne aleargă câinile. Hai, îmi încerc norocul. A, e prost câinile. Hai și tu ăsta mare. Că până te vede câinile. Bine că nu mi-a dat vreun bug de la să nu se cațăre acolo, că m-a mușcat de buci. Hai, băieții mei. Woohoo! La micul pe fund s-a dat. Hai, ce facem băiță? Hai să facem băiță. Ce zi în săptămână era? Vineri? Da, era ziua din lună în care se făcea băiță la gârlă, se băga în gârlă și făcea așa cu apă. Gata. Hai băieți, urcați. Și oamenii acum s-ar putea să se gândească, vai, dar cum poate băiatul acesta care se joacă acest joc să vorbească în halul ăsta când băiatului acelui blond i-a murit mama? Gata, vin. Hai, sari. Woohoo! Parcur, mă! A, hai că știm șmecheria. Cațără-te pe mine și apoi îmi cobori scara. Hai. Cam mai făcut noi asta. Dar să nu mai rămân blocat sus acolo. A, așa. Bravo. Ha, da, am înțeles. Deci, practic, jocul ăsta este despre aventura a doi frați care cărora le-a murit mama și îl aveau pe unchiul bolnav și l-au cărat cu roaba și după aia unul le-a arătat o hartă și le-a zis mergeți că X marchează locul și găsiți acolo ceva făinoșag și ei, asta e povestea practic, merg până ajung la X și în aventurile lor dau de tot felul de proști pe traseu și ca în România nu se rezolvă nimic decât cu forța brută să le arunci o găleată de apă în ochi
să pui câinii pe ei, că altfel nu se poate cu ei, domne. Și cam ăsta e jocul. Brothers, A Tale of Two sau ceva de genul. Ce chestie, să fac un review la un joc și nici măcar să nu știu cum se numește. Dar știu sigur că se numește Brothers, așa că Brothers să fie. Mersi că v-ați uitat la vlog, de data asta am fost singur, n-am mai luat-o pe Mira, dar data viitoare poate o să o iau și pe ea. Poate o să o iau chiar pe ea, cine știe. Poate bag un joc horror cu ea. Nu sună rău. Vedem. Ce-o fi, o fi. Până data viitoare, pălmuță la cameră și ne auzim. Fiți atenți cu ce putere îi dau.